Bună seara și a revenit cu drag la Prof Online cu exerciții de algebră și geometrie. Da, cu drag, pentru că cu drag te-am așteptat și eu. Simțeam lipsa, chiar că au fost vreo câteva zile, zilele de Paște, așa, de sărbători, dar totuși acolo mă gândeam, băi, totuși, trebuie să ne vedem, trebuie să ne întâlnim. Că și voi mă așteptați cu mult drag și iată că așa, și pornim în lecția, nu stăm de gânduri, ne propunem să facem lucruri cât mai interesante, cât mai plăcute. Ați văzut piticii de acolo, unde am ajuns cu ei, ce frumos se conectează, ce lucruri interesante acolo fac și cu noi astăzi, vă face toate așa de frumoase lucruri. Poftim cu algebra. Hai, ce-i pregătită? Hai, algebra. Hai, de la algebra. Da. Ce lucruri ai tu să împărăți? Cei care dau peste Prof Online, îi rog tare mult să se aboneze. Există varianta asta de a te abona și ori de câte ori apare o lecție nouă, tu intri repede, nu? Și like-uri date de asemenea. Putem sprijina acest proiect. Haideți să o facem cu resurse proprii. Și dacă acolo sub film ne uităm un pic mai jos, vedeți cum se poate descoperi Prof Online, blogul său și așa mai departe. Deci like-uri ne ajutăm și ne ajutăm reciproc ca să până una alta, asta e varianta. 11 și 12. 11 și? 12. Venitul lunar al unei familii este de 850 de lei. Deci 850 lei. Ăsta e venitul lunar. Iar cheltuielile lunare sunt 30%. Puncte, puncte, 30% cheltuieli. Cheltuieli. 30% cheltuieli pentru întreținerea locuinței. Deci 30% pentru locuință. Hrană. Îmbrăcăminte, 10% îmbrăcăminte. 10% îmbrăcăminte. Haine, da? 10% transport. 10% transport. Și 10% diverse. Venitul lunar este de 850 lei, iar cheltuielile lunare sunt 30% pentru locuință, întreținerea locuinței, 40% hrană, 10% îmbrăcăminte, 10% transport, 10% diverse. Întocmiți o diagramă circulară prin care să expuneți aceste date. Deci, adică să facem un cerc, Adi. Da? Și să putem reprezenta cheltuielile. Deci, venitul îl surprindem ca un cerc, fiind un cerc. Da? Și toată chestia asta o să împărțim în ce înseamnă 30%, ce înseamnă 40%, 10, 10 și iar 10. Cum ați propune să procedăm? Pentru a prinde diagrama. Să facem o diagramă. Să arătăm pe exact, diagramă da. Circulară exact ce înseamnă 30%, da. 40%, 10, 10 și diverse 10. Păi, dar trebuie umplut tot cercul. Sigur tot, că da. Tot cercul. Înseamnă 100% tot cercul. Și acolo avem tot 100%. 30 cu 40 cu 70, 30. 70, 10, 10, exact 100%. 10 părți egale, eu aș propune. Așa. Cel mai corect ar fi 10 părți egale. Pentru că fiecare parte ar fi câte 10% și le-am rezolvat repede pe cele 3 de 10%, nu copii? După aceea 3 din ele,
30% și 4% din 10. Dar cum să facem 10% din cercul acesta? Deci cum să reprezentăm pe 10%? Aha, reprezentarea datelor prin grafice. Dar voi ați făcut-o? Prin grafice, dar cum asta faci? Ca și m-am reprezentat, exact. Ca și cum am reprezentat copii, unui de câte grade avem aici? 360 de grade, da? Și ca să putem împărți în 10 părți, ca și cum ar reprezenta fiecare 36 de grade. 36. Corect. Deci, dacă 360 de grade, asta știți care e cercul, nu? Împărțit la 10, înseamnă să găsim un unghi de 36 de grade să reprezentăm. Nu, și nu contează, mama. Hai să nu mai ne oprim la e simplu. Lucrurile de acestea. Da. Să facem problema asta, exact. Să reprezentăm. Așa. Acum... Cum să reprezentăm pe 36 de grade asta? Deci să avem șansa să prindem cu multe... Ori cu raportorul și punem într-un loc și am dat drumul la treabă. Așa. Am văzut că asta ar trebui. Deci pleci dintr-un loc anume, Adi. Să spunem, uite așa. Ai unit-o asta cu un punct A. Și acum măsori 36 de grade. Cam cât ar veni. Da? Deci, punem, cum știți bine, raportorul acolo și vedem 36 de grade. 36 de grade. Da, am aproximativ, am ghicit eu, să zicem și eu. Și acum, cu compasul, venim și luăm și cu deschizătura exactă care să-mi indice lungimea compas și prin tot mut. Și tot mut. Până când realizez, închid și sper să reușesc să am poziția asta, da? Deci 36 de grade. Cum ai făcut? E unit așa la întâmplare. Aici, da? Și acum măsori 36 de grade. Deci pui pe linie perfect. Să fie 36 de grade, așa. 35, 36, așa. Și acum unești. Și în felul ăsta ai reușit. Și acum, cu compasul aici și aici, creiei lungimea în compas a arcului respectiv și tot te duci în aproape și desenezi. Ia să vedem, n-ai reușit. Adi, deci, desenează din nou cu compasul, cercul. Ai compasul la tine? Da. Așa. Deci desenez un... Dar el schimbă poziția dacă... Trebuie să fie foarte bine aici. Încă ai probleme și nu l-ai strâns. Nu l-ai strâns. Dar nu se mai poate. E la maxim? Da. Eu zic că se mai poate cu piuliță, cu ceva pe aici. Piulița asta e îngropată. Dacă ai o șurbență micuță, se strânge. Nu trebuie să... Că tu între timp îl miști. Deci, atenție, e important să spun treaba asta. Deci compasul trebuie să fie fix încât să se închidă, să deschidă greu. Ca altfel tu când trasezi, dar trebuie să stea fix el, da? Deci, hai să vedem cum. Dacă ai făcut așa, uite. Nu apeși foarte tare. Și ai desenat aproximativ cercul respectiv, da? Și acum, iei o rază, unde vrei tu. Și cu raportorul măsori. Ce, cât am spus? 36. 36? 36. Așa, 35 pe aici. Mergeam la raportorul ăsta cam mare.
Ez european. Și în felul ăsta ți împaci, trebuie să fii în 10, da? Deci, fixez aici. Treizeci și cinci, treizeci și șase, pe aici până la, da? Și acum, hai să luăm în partea cealaltă. N-are rost că să ne chinuim atâta, dacă nu ne merge pe partea asta, deci să fie perfect aici, chiar în punctul în care de fixa compasul. Și 35, 36 aici este. Și acum, când unești, reușești să ai 36 de grade, da? Adică sunt 10 părți să împărțim cercul, da? Și 36 de grade trebuie la om. Așa. Și acum, cu compasul, uite cum fac eu aici. Deci dacă am 36 de grade azi, un compasul aici, deschid compasul până așa și cu măsura asta o duc aceeași măsură. Și tot așa fac. Tot așa fac. Dar atenție, nu-i faci așa. Deci nu-l închizi, să-l mai deschizi. În final, să ai împărțit arcul în câte... Deci, așa. Și te duci aici și duci în partea asta. Și iarăși în partea asta. Și uite așa. Și tot așa. Da? Și trebuie să se închide perfect. Dacă ai fost atent și n-ai greșit așa, trebuie să se închide perfect. Nu s-a închis perfect, din cauza că n-am luat măsura exactă. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 10. L-am luat cam mare. Vezi, trebuia un pic mai mic. N-a fost cu... Cam așa ar trebui. Așa, și acum el se mișcă. Uite, vezi? Și scoți de acum. Așa. Deci, atenție, dacă un pic n-ați, un grad ați greșit, pe total nu vă mai iese. Da? Uite, și acum s-a închis aproape. Da? Cam așa. Deci, pe cea de-a doua împărțire, așa, hai să iau și eu. Deci, spun că asta ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 am eu, mai mult chiar. Deci, înseamnă că ai un seu un pic mai mare. Așa. 2. 3. Aproximativ. Iată cele neapărat 11. 10. 10, da? Sunt 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da. Ei, în situația în care am făcut împărțirea exactă, fiecare lungime a arcului respectiv înseamnă 36 de grade. Și acum, pentru 40% înseamnă 4 de acestea. Corect. Deci 1, 2, 3, 4. Iată și cu o anumită culoare o să facem aici. Da? Și zicem 40%. Asta înseamnă diagrama pe care am realizat-o. Pentru cine? Pentru hrană. Hrană. Acum 30%. 1, 2, 3. Pentru, ce spune? Pentru? Cheltuieli. Cheltuieli pentru? Locuință. Locuință. Factură pentru asta. Așa, așa. Locuință, da? În sfârșit, 10%, 10%, 10%. Îmbrăcăminte, transport și divers. Așa. Iată.
Nu? 10%, 10% și 10%. Cu culori diferite și așa se face o diagramă circulară. Ai înțeles? Da. Așa reprezintăm o diagramă circulară. Deci asta, să zicem, o facem așa. Cealaltă invers. Cealaltă... Voi faceți culori diferite, știi? Da. Culori diferite, dacă aveți. Exact. Și atunci ați făcut reprezentarea sub formă de diagramă circulare. Că nu vă să zicem cât reprezintă din optici în degele, nu? Nu, nu, Dori, dar noi putem face și chestia asta. Noi putem face repede. Ce înseamnă 30% din 850? Păi, 850 ori 30. 8, deci 850 ori 30 pe 100. Ca să vedem exact ce înseamnă cheltuielile pentru 11. Așa, și vine 3 ori 3, 9, 3 ori 24. 249 de lei pentru cheltuieli pentru locuințe, da? Da. Deci, 249. Apoi, pentru hrană, 850 ori... 850, domn profesor, a scris 830 mai înainte. 850, da. Și atunci am greșit 3 ori 5, 15. 255. Deci 255, să nu mai mult. 255, da? Da. Apoi, 850 ori 40 pe 100 și face, iarăși simplificăm, 4 ori 5, 20, 4 ori 8, 32 și cu 2, 34. Da, 340 înseamnă hrana. Da? 35 de lei pentru restul. Da, da? Și 10... 85, 85, 85 pentru celelalte, da? Deci 85, 85 și respectiv 85. Da, iată că am reușit să facem această problemă. Am pierdut mai mult timp cu desenul ăsta. Pentru că vreau să vedem, să ne apropiem cât mai mult de realitate. Și cum anume măsurăm 36 de grade acolo. Ca să înțelegem în 10 părți. De ce a spus mama lui Mirena 10? Pentru că a sesizat că în 30 s-ar afla multiplu de 10, în 40 multiplu de 10 și ăsta este motivul pentru care s-a impus împărțirea în 10. Și restul erau cu 10 și așa trebuie mai ușor. Sigur că asta a fost. A interesant? Da. Hai să facem o problemă mai interesantă, vai? Hai să vedem. Problema 3 de la pagina 61. 3 de la 61. Da. Eu vă citesc, domn profesor, ca să... Da. În timp ce parcurgea drumul dintre două orașe, un motociclist s-a întrerupt la un sfert din distanță și a staționat 15 minute. Deci pleca din A spre B, să zicem de aici, de la A la B. La B. Da. Un motociclist s-a întrerupt la un sfert din distanță. Deci o pătrime, da? Împărțim în 4. 4. Deci în 2 și încă o dată în 2. Da. Și aici când ajungem în punctul ce? Ce să zicem? S-a întrerupt. Și a staționat 15 minute. 15 minute. Da. Rămâne pe aia. Timp în care ar mai fi parcurs 10 km. Deci în cei 15 minute el făcea 10 km. Ar fi mai parcurs 10 km. Da. Iar distanța rămasă, dacă nu ar fi întrerupt, ar fi parcurs-o în 3 ore și 30 de minute. Deci, de aici încolo, deci ce i-au rămas, da, ați făcut în 3 ore și... Și 30 de minute. 3H și 30 minute. Da. Știind că viteza a fost tot timpul constantă, da, determinat lungimea drumului. Nu-i interesantă? Da. Mai citesc o dată? Sigur că da. În timp ce parcurgea drumul dintre două orașe, un motociclist s-a întrerupt la un sfert din distanță
și a staționat 15 minute, timp în care ar mai fi parcurs 10 km, iar distanța rămasă, dacă nu ar fi întrerupt, ar fi parcurs-o în 3 ore și 30 de minute. Știind că viteza a fost tot timpul constantă, determinați lungimea drumului. Păi 3 ore și 30 de minute împărți la 15. De ce le împărți la 15? Ca să vedem câți kilometri face. Adică, noi știm că 15 minute face 10 km. Deci, în 15 minute face 15 minute, da? 15 minute, 10 km, da? Atunci, în 3 ore și 30 de minute, câți kilometri? Nu? Da. În 3 ore și 30 de dar minute. Dar se pune invers. Stai puțin, că până acolo știam că 5. Aflăm de acolo cât. Sau. Ia mai citim o dată. Ia să ne facem o dată. În timp ce parcurgea drumul dintre două orașe, un motociclist s-a întrerupt la un sfert din distanță. Bun. Și a staționat 15 minute. Timp în care ar mai fi parcurs 10 km. Da. Iar distanța rămasă, dacă nu ar fi întrerupt, deci distanța rămasă ar fi din ce, domnul profesor? Nu din ce. Dacă nu ar fi întrerupt, scrie. Da, distanța rămasă... În paranteză, dacă nu ar fi întrerupt, el a staționat? Da. Poate să fie din ce? Trei sferturi? Nu. Nu, mai citim aici foarte important. Deci, în timp ce parcurgea drumul dintre două orașe, un motociclist s-a întrerupt la un sfert din distanță. Bun. Și a staționat 15 minute. Bun. Timp în care ar mai fi parcurs 10 km. Deci dacă el ar fi continuat să se miște... Da, mergea 10 km. Mergea încă 10 km. Da. Iar distanța rămasă, în paranteză, dacă nu ar fi întrerupt, distanța rămasă... Dacă nu ar fi întrerupt. Dacă nu ar fi de aici încolo, la 50 încolo. Așa credeți? Așa. Dar distanța rămasă, dacă nu ar fi întrerupt, da. Dacă nu ar fi întrerupt... Ar fi parcurs-o în 3 ore și 30 de minute. Exact. Deci, fiindcă viteza a fost tot timpul constantă, determinați lungimea drumului. Deci scădem 15 minute din 3 ore și 30 de minute. Nu scădem. Pe ca să aflăm... Pe urmește. El dacă ar fi mers pe bucățica asta de la C la E, de 10 km, ar fi consumat 15 minute. Iar distanța care ar fi rămas în continuare, ar fi parcurs-o. Aș spune așa. Iar distanța rămasă, dacă nu ar fi întrerupt. Dacă nu ar fi întrerupt, deci dacă ar fi mers. Da. Dacă ar fi mers, ar fi rămas așa distanță. 3 ore, 3 ore și 3 de minute. Atenție, dacă nu ar fi întrerupt, deci dacă ar fi mers continuu. Da. Deci de aici, din ei încolo se pune timpul de 3 ore. Da? Da. Deci din ea. Cum gândim acum? M-ar interesa echipaje de câte 15 minute ca să văd cât, ce distanță ar parcurge. Deci în 3 ore și 30 de minute, adică cam câte echipaje de câte 15 minute în 3 ore într-o și... Într-o oră 4. Într-o oră sunt 4 de câte 15. În 2 ore... Corect. 14. În 3 ore, 3 ori 4, 12, plus 2, 14 echipaje de câte 15. Deci 14 echipaje de câte 15 minute. Da. De la E la B. De la E la B. Atât. Da. 14. Da. Înseamnă că până acolo sunt 15 până la C. Deci până la... De la C la B. De la C la B sunt... 15 echipaje. 15 echipaje. Sigur că da. Adică nu particip la problemă și te rog să fii atent. Hai să gândim împreună. Știi, nu trebuie să părăsești aici, că tu ai venit aici ca să urmărești fiecare secvență. Deci autorul spune așa. Imaginează că tu mergi cu bicicleta. După ce s-a parcurs un sfert din distanță, deci mai rămân trei sferturi din distanță,
te oprești și stai 15 minute să te odihnești. Dacă însă ai fi avut resurse și ai fi mers continuu, deci dacă ai fi mers continuu, ai fi parcurs cei 10 km în 15 minute și distanța care ți-ar fi mai rămas de acolo mai departe ar fi fost posibilă de parcurs, mergând cu aceeași viteză, în 3 ore și 30 de minute. Insist. Mă interesează acum să văd câte echipaje de câte 15 minute s-ar afla de la ei încolo. Dar de ce mă interesează pe mine câte echipaje? Pentru că spune, viteza e constantă. Și atunci la fiecare 15 minute faci un 10 km, alți 15 minute, iar un 10 km. Și tot așa, tot așa, până când el ajunge la capăt. Și atunci eu am gândit așa. De câte ori? Câte echipaje de câte... 3. De câte 15 minute se află în 3 ore și 30 de minute? Păi... Într-o oră sunt 4. Într-una... Iar 4, 3, 12. Da. Și în 30 de minute, 12 și cu 2 echipaje, de câte 2 ori 15 fac 30. 14. 14 și cu asta, care o am de 15 minute, 15 echipaje. Și un singur echipaj, la un singur 15 minute, înseamnă 10 km. Deci dacă sunt 15 astfel de echipaje, înseamnă 15 ori 10 și fac 150 de kilometri. Deci 150 de kilometri este porțiunea asta. Porțiunea asta, deci, adică 3 sferturi înseamnă 150 de kilometri. 3 bucăți înseamnă 150 de kilometri. O singură bucată înseamnă cât? Dacă 3 bucăți, 150? O singură bucată, 50 vine, nu? Da, 150 plus 3. Adică 50. Da, și împărțit la 3, deci face 50. Și 50. Deci fiecare bucată de asta e 50, că sunt 4, nu? 200 de kilometri sunt în total. Da? Dar hai să vedem care este momentul frumos al problemei. Unde a ascuns autorul cheia? Acolo. Aici a ascuns. De aceea tot am insistat eu și am spus... Atenție, aici trebuie să citim o dată, de două, de 7 ori. Pentru că spune așa. El, dacă nu s-ar fi oprit, în cele 15 minute, ar fi parcurs 10 km. Și de acolo mai înainte, bucata care a rămas până la capăt, ar fi parcurs-o în 3 ore și 30 de minute. De acolo începând, după ce o parcurs, cei 10 km în 15 minute. Corect. Da? De acolo începând. Și atunci am spus, gata, aici e momentul. Câte echipaje de câte 15 minute s-ar afla de la E până la B? Și am descoperit că sunt 14. Și cu cel de aici 15 și am acoperit 3 pătrimi ne-am acoperit pe distanța asta CB. Și 3 pătrimi de 15 ori câte 10, înseamnă 150 de kilometri și înseamnă că o singură pătrime, dacă 3 pătrimi înseamnă 150, o singură pătrime înseamnă 50 și acum am mulțit cu 4, gata, am găsit problema. Deci, învățăm să avem răbdare, citind de mai multe ori problema, până când prindem cheia. Da, e esențial, nu abandonăm că e complicată. Sigur că da. Asta și raționamentul tău tot era bun. Dacă în 15 minute face 10 km. Dacă în 15 minute face 10 km. În 3 ore 30, adică în 210 minute, câți kilometri? Și el și-a 140, domnul profesor. Da. Deci 140 aici, era... Aici, corect. Și cu cei 10, se ducea tot până 150. Tot, exact. Da. Eu am făcut-o în stilul mai practic. Dar aici merge regula de 3 simple, nu? Deci, dacă în 15 face 10, atunci, în 3 ore și 30, adică în 14, în 100... 210 minute, că transformăm copiii în minute, da. Și... 3 ore și 60... Și 30. Și 30 înseamnă 210 minute, da? Da. X kilometri. Și atunci,
știți bine, se face proporția direct proporțional. Și x-ul ăsta înseamnă că când am zis 15 pe 210 egal cu 10 pe x, x egal cu 210 ori 10 supra 15. 15, corect. Da. Deci, între mărimile AD, între mărimile 15, 210 și direct proporțional cu lungimile 10 și x. Și atunci zicem 15, ori zicem 15 pe 10 egal cu 210 pe x, nu? Da. Și tot acolo, 15, 10, 210 pe x, din care scoatem pe x, egal cu 210 ori 10. Și face se împarte 210 cu 15 și dă 14. Deci 210 cu 15 și face 14. 140 km. Deci 140 km mai rămas aici. Da, e de la el la B, cum a făcut domnul exact. Profesor. Plus 50 de acolo, de la ce la deci CB, CB egal cu CE plus EB. Și egal cu CE care înseamnă 10 km plus EB care înseamnă 140 km și face în final 150 km. Și atunci spunem că 3 pătrimi 3 pe 4 din toată distanța, nu? Din, dacă notăm cu... A, nu se înțelege cu X-ul de aici. Cu Y. Cu Y. Deci notăm AB, AB, sau 3 pătrimi din AB, haideți să zicem mai greșit. Așa, corect. 3 pătrimi din AB egal cu 150 km. Atunci AB cât va fi egal? AB va fi egal cu 4 ori 150 împărțit la 3. Nu? 4 ori 150 supra 3. Adică egal cu 300, cu 600 împărțit la 3. Și egal cu 200 km. Da? Da. Am mers pe redactarea asta, că mi s-a părut mai clară, făcută nu pe varianta care a propus Miruna. De ce? Pentru că ceea ce am propus eu era un raționament de staticurise pentru a înțelege problema. La redactare mi-era mai greu să spun că împărțim la câte... aflăm câte 15 minute s-ar cuprinde în 3 ore și 210. Adică ce făceam? Transformam pe 3 ore și 30 de minute în 210... Ca aceeași redactare. Deci 210 împărțeam... Le dea 14... Așa. 14... 15, tot acolo. Tot acolo, același lucru. Da. Ne-am intersectat. Da? Numai că redactarea aici, cu direct proporțional, este mai plăcută ochiului decât ce am spus mai problema de. 10 de la pagina 61. Ia să vedem. 10, da, 61. Este ora 12 și un sfert. Așa. Ce oră va fi după ce minutarul va parcurge 75% dintr-o rotație completă? Hai să vedem. Cât la sută a parcurs acul orar? Dar e faină, mamă! Da, știi să știi să o rezolvi? Hai! Hai, năguți! Deci este ora 12 și un sfert. Da. Trebuie să facem ceasul, domn profesor. Da, 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 facem așa. Facem ceasul? Da! Vreau să deschid ceasul. Da, nu vreau. Deci eu încerc. Exact. Este ora 12 și un sfert. Acum să vă vedem dacă știți, voi ăștia mici să faceți ceasul, domnul profesor, sigur. Dar este mic. 12 și un sfert. Deci dacă împărțim cercul în 4, uitați cum a făcut domnul profesor, ora 12 este întotdeauna unde? Sus! Sus, domnul profesor. Așa. Deci 12 aici avem 6 jos, nu? Corect. 3. 9. 3 aici. 9 aici. Da. Acum împărțim în 3 fiecare arc de acesta, ca să vedem, nu? Fiecare arc de aici. Ăsta în 3. Uite așa.
în părți egale, cât, cât mai e clar. Asta, 5 minute, nu? Da, 5 minute pentru o oră întreagă. Și pentru orar, iarăși, alte situații. Deci, e 12 și un sfert. Da. Deci, dacă e 12 și un sfert, minutarul trebuie să fie aici, iar, iar cel care indică ora nu este exact pe 12. Atenție! Este un pic mai ales. Sigur că da, trebuie să corelăm foarte bine. Când ar fi 12 puncte? La fix. Când ar fi și orarul, limba de la care indică ora, și cu minutarul suprapusit, da? Deci, la 12 și un sfert, am parcurs, aici e 1, 2, 3, 4, 3 acolo unde a spus la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 la sărătătoră. Da, 7, 8, 9, 10 și 11. Da. Da. Bun. Deci, este ora 12 și un sfert. Ce oră va fi după ce minutarul va parcurge 75% dintr-o rotație completă? Da. Deci, deci după ce... Deci, este ora 12 și un sfert. Da. Ce oră va fi după ce minutarul va parcurge 75% dintr-o rotație completă? El cât a parcurs minutarul? A parcurs aici 15%, nu? Deci dacă a plecat la 12 fix, la fiecare rotație, 15, 15, 15, 15, nu? Adică 25, câte 25% din, înseamnă un sfert, nu? Adică a făcut deja un sfert, 25%. Deci a făcut 25%. A ajuns la și un sfert. Da. Și dacă mai face și restul de 75%, ajunge la unul fix, nu? Mai citesc-o la. Este ora 12 și un sfert. Ce oră va fi după ce minutarul va parcurge 75% dintr-o rotație completă? Dar acum, când vedem rotația minutarului? Rotația minutarului este din clipa în care pleacă de la 12. Dar el zice că pleacă de la 12 și un sfert. Că zice, este ora 12 și un sfert. Bun. Mai departe, atenție aici. Ce oră va fi după ce minutarul va parcurge 75% dintr-o rotație completă? Aici, asta este esențial. Am înțeles. Dintr-o rotație completă. Deci el, a, din rotația aceea, a făcut 25%. Mare încă 50. 50, corect, va fi fără un sfert. Deci, la încă 50 va fi aici. Acolo, da? 12 fără un sfert. Cât la sută a parcurs acolo ora? Aici, fără. Deci, Miruna și poate. Da. Da? Aveți dreptate, domnule. Vedeți? Deci, la fiecare formulare trebuie să facem da. Ochii mari și să pătrundem în esența problemei. Deci, este acum ora 12 și un sfert. Dar fiind 12 și un sfert, poziția atât a acului care indică ora cât și a minutarului e într-o anumită poziție. A minutarului știm că este la cât? La un sfert. Iar a orarului este un sfert din tot ce am fi însemnat parcurgerea până la 1. Deci, el la fiecare sfert își schimbă limba de aici, nu ca poziție. Și în clipa în care parcurge minutarul și face o rotație completă, limba care indică ora va ajunge la 1. La 1. La fiecare sfert, el face un sfert din arcul acela din arcul acesta, da? Da.
Iar așa mai departe. Când ajunge la și jumătate, e exact la jumătatea arcului acesta. Corect. Când ajunge la 75, nu? Uh-huh. Adică era 3 sferturi din arc. Va fi la 3 sferturi din arc. Și acum ne întreabă... Asta ne întreabă. Cât? Cât la sută a parcurs arcul orar? Tocmai. Deci arcul orar pleacă de la ce poziție? De la un 25% pe care l-a parcurs. Da. Și până ajunge ăsta la 75%, mai parcurge două jumătăți. Două pătrimi. Da. Două pătrimi înseamnă... 50%. Nu s-a urmărit aici. Deci cu Mirona, urmăriți-mă. Le luăm încă o dată. Deci, ceasul indică 12 și un sfert. În clipa asta, minutarul este la 3, iar orarul, limba care indică ora, a parcurs de la 1 până la, de la 12 până la 1, de la 0 la 1, hai să zic așa, da, o pătrime. Din arcul acela de ce? Din lungimea arcului. Deci trebuie să înțelegeți așa. Că în vreme ce odată ce minutarul începe să se ducă și orarul schimbă poziția. Și când a ajuns aici, dacă aici este 1, înseamnă că arcul acesta este împărțit în 4. Așa trebuie să-l vedeți, în 4. Și cât a ajuns la, de la și minutarul la și un sfert, ăsta, o limba de la orar aici. Când ajunge la și jumătate, parcurge pe asta. Ajunge aici. La fiecare sfert de oră, el parcurge o pătrime din lungimea arcului de aici. Și când ajunge la fără un sfert, mai ajunge aici să află. Și când ajunge la fix... Să fie unul fix atunci? Atunci așa. Și cel minut, orarul, da, e pus la unul. Limba scurtă, exact. Cum ar veni copiii. Și acum... Autorul întreabă așa. Câte vreme ne uităm la cea așa arată 12 și un sfert, aici este orarul, da. Limba la orar și minutarul este aici. El se duce și parcurge de la startul inițial, parcurge 75%, deci va ajunge aici. La fără un sfert, la și 45 de minute. Da. Și atunci orarul s-a modificat două astfel de poziții. Una o făcuse deja pentru, acolo, că era, da, la și un sfert. Exact, una pentru asta. Și a doua poziție de la jumătate până la fără un sfert pentru, nu, va fi poziția, da, asta. Deci va fi parcurs 1 2 3 din tot ce a avut el. Dacă s-o cotim din poziția asta, înseamnă că mai 50% mai parcurs. Corect. Da? Da, că zice că este 12 și un sfert. Da, este 12 și un sfert. Cât la sută parcurge limba orarul, nu? Cât la sută a parcurs arcul orar? Cât la sută a parcurs arcul orar? Adică arcul orar, adică limba scurtă, care, da, ne indică ora, da? Da, cât la sută a parcurs. Răspunsul de aici până aici pentru minutar înseamnă de aici până aici pentru limba orar. Și înseamnă că din ce era... Da, e mai mic de 1. Da. E mai puțin? Că n-a ajuns încă la 1. Că mai trebuie sfertul ăla. Da. Cum redactăm, domnul profesor? Poți? Cum redactăm aici? Păi să facem o directă proporționalitate. Asta e. Nu între mărimile acestea. Și spunem așa. Dacă la 15 minute pentru... Pentru prima întrebare, zice, ce oră va fi după ce minutarul va parcurge 75% dintr-o rotație completă? Da. Ce oră va fi, nu? Da. Răspunsul este simplu acolo, că 75% dintr-o rotație completă înseamnă... 45 de minute. Înseamnă și 45 de minute, că sunt cele două.
Deci cum redactăm aici problema, da? Deci, la una rotație înseamnă 60 minute, da? Da. La 75% parcă ai zis, nu? 75%. Da, deci la 100%. Aici era 100%. La 100% înseamnă 60 minute. La 75 x minute, x. Înseamnă că pe direct x va fi egal cu 75 ori 60, că e regulă foarte simplu, da? Da, 100%. 75 ori 60 supra 100. 45, da. Și face 45 de minute. Da. Deci cât va fi, cât va arăta minutarul? 45 de minute. Da. Corect. Și la B, adică la a doua, da. Și cât la sută a parcurs acolo oraș? Așa. Facem o corespondență între două mulțimi. Între să spunem limba O, limba orară și limba minutară. Da? Da. Limba orară este la și un sfert. Da? Deci înseamnă o pătrime dintr-o oră. Da. Adică? Adică 60 pe 4, adică 15. 15, sigur că da. Dar nu 15 minute parcurge. O pătrime din H. Din H. Că, să vedem, ea are alt ritm de mișcare, da? H pe 4? Da. H pe 4. Iar limba minutară o știm cât face. O știm că zice 75 de minute, nu? Sau 75%. 75% cât a parcurs, cât la sută a parcurs. Adică, adică 75% 45 minute. Da. Așa. Și zicem așa. El O supra El M, puteți zice așa. El O supra El M este egal cu H pe 45. Supra 45. Adică L O supra L M egal cu H supra 4 ori 45. Asupra 180. H supra cât? 180. 180 minute, da? Uh-huh. Și H pe 180 pot să spun că este H este 60, că am aceeași unitate de măsură, 60 pe 180 face 3, nu? 1 pe 3, pardon. O treime. Și limba orară este egal cu... Deci, limba minutară. Deci limba minutară, el e. De 3 ori limba... El e este egal cu... 3 elo. E 3 ori, ori elo. Și atunci, limba minutară de 3 ori elo. Corect. Și cum el e cât reprezenta? 70%? 75%. Da. Deci 75% egal cu de 3 el, el O. Poate fi el O, deci, da? Deci el O va fi egal cu? 75% supra 3, da? Da. Pe 100 ori 3. Egal cu 75 pe 300. Egal cu 1 pe 4. Deci face cât? 75, adică 3 pe 75 face de 25 și face 25 pe 100, nu? Da, și 1 pe 4.
1 pe 4. Deci limba orară, 1 și pe 4. Și acum ne întoarcem înapoi. Eu și nu sunt 1 pe 4, ci 2 pe 4. Ca să fie 1 pe 2. Și nu ne dă 1 pe 4. De ce ne dă 1 pe 4? E o greșeală pe care nu o vedem acum. Hai să vedem. Am pus H pe 4. Deci. Așa am raționat, vedeți? H pe 4, 45. Trebuie H pe 3 atunci. Da, H pe 3 e și greșeală. 45 e ăsta, pleacă, da? H pe 3, este aici. Și nu mai e 180, e 135. Da. 180, deci pe 3 aici. 135. Și 60 pe 135. Deci 135, deci este 135 aici? Păi da, nu 3 ori 5, 3 ori 4, 12. 3 ori 4, 12 pe 135. Egal cu 60 pe 135. 135 acolo, da. Așa. Și acolo trebuie să simplificăm cu... Cu cât vine aici? Păi e cu 5, sigur. Dintr-un 5 face cât? 12 pe... 12 supra... Supra și acolo prin 5... 2 ori 7. Da, 2 ori 7. Se mai simplifică printr-un... 3. Și face 4 pe... 9. 4 pe 9. Și atunci apare el... M. El o supra el M. Da? El o... supra Eliem, egal cu 4 pe 9. Noi ne spatem că Eliem, Elo. Elo, îl spatem? Eliem. Da, egal cu 9 Elo supra 4. 9 Elo supra 4. Eliem îl știm 75 la supra 100. Deci 75 supra 100 ori egal cu 9 Elo supra 4. Da. 9 el 8 supra 4. Deci ne spatem că el o va fi egal cu... Amplificăm aici cu cât? Dacă e 104, 25. Nu așa vine? Și vine că 75 egal cu 9 ori 25 ori el 8. Mi-a dat 1 pe 3. Atunci, prin 25, da. Și face 3 egal cu 9 elo. Deci elo egal cu 1 pe 3. 1 pe 3. Deci ar însemna că elo parcurge o treime. Domnul bun? Nu, elo parcurge două. Două pătrimi. Două pătrimi și nu două treimi, nu e egal cu două pătrimi. Cred că nu o greșeală din nou. Hai să mai vedem încă o dată dacă gândim corect. Deci e loș cu... e lo cu H pe 3. De ce am zis noi H pe 3? Deci, el o nu e H pe 3. Inițial am zis H pe 4, dar ce am zis H pe 3. Pentru că el zice 45 de minute. Ca să arăte 45 de minute, dar pleacă din poziția asta. El mai are... Două din astea. Două. Da. Dacă mai are două... Deci când el o parcurge H pe 3, adică o treime, nu e o treime, 3 pătrimi, 3 pătrimi din H, 3 pătrimi din H. Asta
da. Da? 3 pe 3. Și de atunci și 45. Și atunci e și 45 de revenire. Corect, domnule. Deci așa trebuie văzut. Și atunci... H pe 3 pe 4H. 3 pătrim dintr-o oră. Iar minutarul face 45 de minute. Corect. Da? Și atunci apare L pe LM egal cu 4 pe 3. E direct proporțional, nu? Da, da, da. E direct proporțional, sigur. 4 pe 3 din H supra 45. Completă. Deci face 360 de grade, dacă stăm și vedem în felul ăsta ca unii. Așa. Ăsta ar face doar ceea ce ar însemna pentru 5 de într-o parte în alta, câte 5 minute, 5 grade. Un unghi de 5 grade. Da? Deci, încă o dată, în timp ce minutarul face 360 de grade ca să facă o rotație completă, orarul, limba de la orar, face un unghi de 5 grade. Că 5, 10, 15. Uh-huh. Dar 5, de fapt, 360 împărțit 360 împărțit la câte? La 12. Că sunt 2. 1, 2, 3. 48. 48 de grade. Așa e bine? Nu, domnul profesor, nu 48? Nu, păi 12 în 36 de 3 ori. Nu, 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 nu asta. Da, vreți să vedeți cât e de la 0 la 1 dumneavoastră. Așa, de la 0 la 1, da. Câte grade îi revin. Ar fi, da. Da, câte grade îi revin. Și asta înseamnă că sunt 30 de grade. 30, da. Da. Bun. Și atunci zicem așa. Deci, el o minutarul și el el o orarul și el minutarul sunt direct proporționale cu el o înseamnă 30 de grade iar la celălalt altul că îți găsesc 300 60 de grade pentru rotație completă. Așa s-o putem? Da. Deci la o rotație completă. Acum, pentru situația în care ne aflăm noi, el o vine de la cine? El o vine și el e direct proporțional cu mulțimea. Vine de la 90 de grade. El o? Nu, el o, el e. De la 90 da. De grade și se duce până la 270 de grade. Da? De la 90 la 270, adică, adică 180. 180. Deci, el e va fi 180 de grade. Iar ăsta altul, el o X. Da? El o X. Și zicem, el o supra el e egal cu X supra 180 de grade. Și de aici rezultă X egal cu 180 supra el. Da, X egal cu 180 ori el o supra el e. Și egal cu deci X egal cu 180 ori el O supra el.
Și 180 ăsta. Acum s-a zis că cât o mers ăsta 70 la 75%, da? Și cât trebuie să aflăm cât merge și trebuie să aflăm cât la sută a parcurs acolo oral. Așa. Deci el e da, cu 75%. Și atunci el o dacă e 75%, vine x ori el m egal cu 180 ori el o. Și el m știu că e 75%, deci x ori 75% egal cu 180 ori el o. Mă interesează x-ul ăsta, dacă l-am găsit, atunci l-am pe el o. X-ul ăsta deci, dacă ăsta face 180 de grade, el o face cât? Deci, la 180 de grade, jumătate din ce făcea ăsta din 30 de grade, 15 grade, trebuie să luate. Că la 30 de grade înseamnă o rotație completă. Corect. La 180 de grade înseamnă jumătate din... Și atunci vine 15 grade. Deci eu știu pe 15 grade aici. Deci pe X îl știu. X egal cu... nu 15... Da. Jumătatea lui e 30, am spus, da? Da. 15 grade. Bine. Și atunci apare că el 15 ori 75% egal cu 180 ori el 8. Și apare că 15 ori 75 pe 100 egal cu 180 ori el 8. Un el 8 va fi egal cu 75 cu 100, simplificăm prin 25, face 3 pe 4. 3 pe 4. 3 ori 15 îl putem prinde ca fiind 3 ori 5. Da, am impresia că 15 ori 3 fac 45. 45 pe 4, egal cu 180. Ori el o. Da, ori el o. Și atunci iese că putem împărți prin 45 egalitatea da, asta. Da. Și este 1 pe 4, egal cu? 1 pe 4, egal cu? 4 el o. 4 el o. Și atunci el o va fi 1 pe 16, da? Da. 1 pe 16, adică cât înseamnă asta? 16 parte din, din ce însemna rotația completă. A 16 parte. Și asta înseamnă 1 pe 16 la 100. Da, 1 pe 16 nu. Mie îmi spune aici. Deci cât la sută parcurge din, din cerc? Deci, 1 pe 16. Da. Acest e rău. S-a dus o oră și 4. Da? Cât o oră? O oră și 4. Oprește.